Salutare și bine v-am găsit la un nou tutorial, al treilea tutorial. O să pornim locomotiva diesel electrică, adică DA-ul. Haideți să mergem la locomotivă, să ne urcăm în locomotivă și să o pornim. Acesta este DA-ul nostru. După cum vedeți, ne-am urcat în locomotivă. O să conectăm curentul de comandă. Avem curent de comandă. După care avem control motor. Control motor îl ridicăm în sus. După care așteptăm să pornească motorul. Ne uităm pe ceasul de turație motor diesel să fie sub 400 de rotații. Atunci știm că motorul diesel funcționează. Următorul pas e să pornim compresorul și ventilația locomotivei. Compresorul îl pornim de pe manetă, de pe această manetă. Ventilația de pe această manetă. Am pornit ventilația locomotivei, după care inserăm cu litera K sau manual de aici cheia contact KD2. După care activăm KD2-ul și îl punem în poziția de mers. Ca să activăm indușii locomotivei care sunt izolați în momentul de față, avem aici izolare induș. Pentru a merge înainte cu locomotiva, aici avem inversorul de mers. Eu o să dau inversorul de mers pe înainte. Și nu în ultimul rând, pentru pornirea de pe loc a locomotivei, trebuie să scoatem și frâna de mână. După ce am scos frâna de mână, ne uităm să fie eliberată. Și acum funcționează locomotiva. În episodul următor o să pornim locomotiva diesel General Motors sau GM. Și în ultimul episod o să pornim locomotiva diesel hidraulică LDH.